alegerea care mi-am ales-o în viață. Înțelegi? Că totuși nu e ușor pentru o mamă. Nu e ușor. Nu-ți imagina că e ușor. Pentru nicio mamă nu e ușor. Iar a plâns, dar până la urmă a înțeles de fapt care este rolul. Și am cerut ceva și doamna zice: te cunosc, ești Arabela. Zic, de unde că nu sunt îmbrăcată în Arabela? După voce. Da, și a zis: vai, sunteți minunați, îmi place de mor de tine. Ești un om fericit? Da, chiar dacă sunt singur. N-am nicio relație, de vreo 10 ani. Și totuși mai crezi în iubire? Nu. De ce? Pentru că nu mai cred. Sunt lucruri care te-au făcut să nu mai crezi în ea? Da, am suferit. Eu am suferit mult din iubire. M-am vindecat, dar nu mai cred în iubire. Scena este spectaculoasă. În momentul în care luminile se aprind, încercăm cu toții să zâmbim, să jucăm roluri. Un rol foarte important e momentul în care joci travesti, de exemplu. Lumea devine mai spectaculoasă. Make-up-ul, întotdeauna sclipiciul, joacă un rol mult mai important. Lumea te privește diferit. Ne-am gândit astăzi să vă arătăm o lume extrem de spectaculoasă, poate în care nu ați pășit niciodată în viața dumneavoastră. Ne-am gândit să-l invităm pe cel mai cunoscut, cel mai spectaculos travestit. Zic bine, nu? Salut, da. Salut. Pentru că vrem să te cunoaștem pe tine. Aș vrea să îmi explici ce înseamnă să fii un travestit. Ăla era un rol, un act. Artistic. Artistic. Pentru că acest rol se dă, din ce știu eu, și la teatru. Ai și rolul de travesti la școala de teatru, la actorie. Depinde cum îl pui și în ce valoare pui acest rol. Mie tot timpul mi-a plăcut să-l pun într-un rol ca și actor, pentru că mi-ar fi plăcut să fiu actor sau un artist, de exemplu, mai wow. Dar mi-am ales meseria de croitor. Eu de meserie sunt croitor, fac haine. Pentru că am făcut școala de croitorie, UCCOMU, și mi-a plăcut și îmi place și în momentul de față. Cum ai devenit cunoscut? Eu n-am vrut să devin cunoscut. Mie mi-a plăcut să îmi trăiesc viața. N-am făcut-o ca să fiu cunoscut. Așa a fost cursul vieții. După Revoluție, toată lumea a vrut să se distreze, să se simtă bine. Primul show l-am făcut într-adevăr în 2000 și când s-au lansat prezervativele Love Plus. Și am făcut un eveniment într-un club care a fost un succes real și minunat. Și de atunci ne-au chemat în țară mai multe cluburi să facem aceste show-uri. Deci lumea a început să te cunoască? Datorită acestor show-uri care, ți-am zis, au fost dintr-o, da, au fost dintr-o joacă, dintr-o nebunie. Pentru cei care nu sunt familiarizați, ce înseamnă travesti? Travestiul, de exemplu, înseamnă joci un rol de femeie, de exemplu. Eu, în spectacolele mele, mie îmi place să o emit pe Liza Minnelli, Shirley Bassey, Whitney Houston, și mă îmbrac în așa fel încât să fiu aproape de ele, dar mai nou mi-am luat imaginea mea de artist, să zicem, în ghilimele artist. Adică cumva vrei să fii tu. Da, pentru că oricum toate ținutele mi le fac eu. Vreau să-mi spui când ți-a apărut, când ți-a încolțit, prima dată, ziua, momentul, ora, unde ai văzut, cum ți-a încolțit această idee să faci un spectacol de genul ăsta, de travesti? A venit un prieten, Dan Tomescu, care lucra la televiziune, la OTV, parcă, și cu Mircea Zara, care lucra la One Music Channel, din ce mi-aduc eu. Mă scuza dacă am spus, n-am voie, nu? Nu, poți să spui ce vrei tu. Nu, era MCM Cafe. Ok. Și Mircea a lucrat mulți ani de zile în Spania. După Revoluție, imediat, el a plecat în Spania de a făcut un radio. Și el a venit cu ideea să facem lucrul ăsta în club.
Și mi s-a părut ok ideea, adică am zis nu, de ce nu, știi? Și de acolo m-a început să-mi placă ideea de spectacol. Și de acolo au început pregătirile. Am făcut și niște pregătiri atunci când în ce făcuserăm consta? Niciodată, a fost ceva așa, știi? Și în ce au constat pregătirile? Păi înainte am făcut îmbrăcați normal în băieți, intrări, ieșiri, ce să cântăm, trebuia să învățăm piesele ca să le știm, să facem playback după ele. Era un playback, să înțeleg. Da, era un playback. Da. Ok. Da. Și la cine prezintă spectacolul, cine vorbește la microfon și a zis eu. Și am prezentat. N-am avut niciodată trac, n-am avut nicio problemă cu asta. Ați intrat pe scenă, îți aduce aminte reacțiile publicului? Bă, erau frumoase reacțiile, pentru că era ceva nou. Era ceva nou pentru toată lumea. Unii, dacă nu le plăcea, că îi mai vedeam. Unii nu le plăcea, nu se uitau sau plecau sau ieșeau afară, știi? Dar eu tot timpul am știut să fac glume frumoase, de ochiate și să pară într-adevăr a un spectacol. Dar reacția mamei? Mama, nu știu, cu mine n-a vorbit niciodată chestia asta, de ce o fac, de ce n-o fac. Nu a existat subiectul ăsta. Cred că l-a luat ca atare și atât. Nu știu ce să spun. Nu, n-am avut niciodată discuția asta. Știi ce se întâmplă? Eu făcând de mic lucrul ăsta, probabil că a înțeles ea că eu mi-am găsit o plăcere undeva în viața asta, înțelegi? Da, nu știu, știi că mamele simt ceea ce simt în sufletul lor, asta e, acolo rămâne, înțelegi? Eu fiind un tip foarte bun și ținând cu casa și cu familia, probabil că de-aia n-a putut să mă condamne mai mult decât ar fi putut să mă condamne. Sau deloc. Dar simți că ar fi fost un subiect de a te condamna? De ce o privești așa? Pentru că, na, eu am văzut-o că la un moment dat a durut-o. Ce să o doară? Ideea care o făceam sau alegerea care mi-am ales-o în viață, înțelegi? Că totuși nu e ușor pentru o mamă. Nu e ușor. Nu-ți imaginea că e ușor. Pentru nicio mamă nu e ușor. Bine, nu știu cum e acum. Că sunt mame care, na. Sunt alte vremuri. Sunt alte vremuri, da. Da. Noi vorbim de anii 90. Eu de mic fiind așa, pentru că eu am dat și la Școala Populară de Arte, mi-aduc aminte, la Viorela Filip, și n-am intrat. Mama și tata a zis că ce faci cu muzica, nu știu ce, ocupă-te de meseria care ți-am ales-o și îți place. Și probabil că de-aia am și cochetat cu acest travesti, pentru că îmi plăcea să cânt și eu mai cântam și pe microfon, adică știam piesa și cânt și pe microfon. Dar niciodată nu ați discutat? Nu. Nu te-a întrebat niciodată nimic? Nu, exclus, nu. În schimb, pe sora mea, cu sora mea, ea a discutat multe lucruri despre... Au discutat împreună? Da, au discutat și mai îmi spunea sora mea că, na, iar a plâns, dar până la urmă a înțeles, de fapt, care este rolul și viața. La un moment dat am apărut și la televizor, adică nu-ți imagina că... Na, că ce zic vecinii, și am zis, pe mine nu mă interesează ce spun vecinii, că vecinii nu-mi dau să mănânc. Punct. Și atât timp cât nu ies așa în fața blocului, de ce m-ar condamna cineva? Dar nu, în viață nu trebuie să condamn pe nimeni și nimeni nu trebuie să te condamne. Toată viața asta spectaculoasă de oraș, din toate spectacolele pe care le-ai făcut tu, alături de alții, te-ai ales cu ceva? Ai câștigat ceva? N-am făcut-o ca să câștig ceva. Eu ți-am spus că n-am făcut nimic ca să câștig ceva. Experiență cu oamenii, experiență cu cei din jur. Și cine mă știe și toată lumea care mă știe, mă respectă, ai să râzi. Pentru că tot timpul am avut limite. Se poate interpreta și tot timpul, în momentul când se terminau spectacolele, noi mai rămâneam printre ei așa îmbrăcați. Și vorbeam cu ei normal ca și cum eu n-aș fi îmbrăcat în rochie. Înțelegi? Sunt oameni cărora le-am schimbat un pic percepția de această lume. Ceea ce contează foarte mult lucrul ăsta. Și de-aia spun, nu trebuie să săr calul niciodată în viață. Ce înseamnă să săr calul? Păi să nu hărțuiești omul, să nu-l corupi, să nu ceri ceea ce el nu vrea sau nu poate.
Știu că ai făcut mai mult decât să ai performance-uri în cluburi, să ai show-uri în cluburi, ai mers și în televiziune. Da. Am jucat și în sitcom-uri. Dar reacțiile primite, cum au fost? Nu m-am lovit de reacții din astea. Foarte puțin m-am lovit de reacții din astea, dar am știut să ies din ele. Pentru că am știut să ies. Și cred că atunci când am ajuns eu la televiziune cu Ciociu și Palade, am ajuns pentru că Palade mă văzuse la Melodin Mamaia, okay. Făceam niște show-uri de travestii. În seara de... erau niște seri de cabaret, de carnaval, nu mai țin minte exact. Și el atunci acolo m-a văzut. Și râdeam mult cu el și cu Palade. Și te-au sunat. Da, și la un moment dat cred că Palade m-a luat, sau Ciociu, nu mai știu cine m-a adus la acel sitcom, care a fost genial sitcomul ăla. Da, genial, la un moment dat, aduc aminte că după ce terminam filmările, la un moment dat m-a adus la un magazin și am cerut ceva și doamna zice, te cunosc, ești Arabela. Zic, de unde că nu sunt îmbrăcat în Arabela? După voce. Da, și a zis, vai, sunteți minunați, îmi place de mor de tine. Știu că una dintre cele mai apropiate relații profesionale și prietenești, ai avut-o cu Loredana. Da. Lumea nu știe, dar multe dintre hainele pe care le-a purtat de-a lungul timpului, hainele de scenă, îți aparțin, da. Sunt semnate de către tine. Știu că vă leagă o prietenie de ani de zile. Da. Cum v-ați cunoscut tu și Loredana? Și cum a ajuns să aibă încredere în tine? Tot prin Mircea Zara ne-am cunoscut, că am fost la spectacole și la un moment dat eu am început să-i creez niște haine și îi trimiteam poze. Și îi spuneam, îți place? Și împreună cu ea mai și construiam. Că ea știa exact ce îți dorește. Și așa am început să lucrăm. Nu tot timpul, dar lucrăm. De exemplu, am făcut costumele la Mamma Mia. Costumele de scenă ei și celorlalte interprete din spectacol. Este greu în România, de exemplu, să trăiești din meseria asta? Da, trebuie să muncești mult. Eu am muncit multe nopți și zile și... Am muncit. Și pentru că îmi place. Dacă în viață nu faci ceea ce îți place, nu-ți iese. Nu. Pentru că am păstrat pentru final. Ești un om fericit? Da. Chiar dacă sunt singur. N-am nicio relație. De vreo 10 ani. De 10 ani? Da. Sunt fericit că sunt sănătos, că încă văd. Bine, îmi pun ochelarii când... Că mama e sănătoasă, sora la fel. Asta cred că mă face cel mai fericit. Și în primul rând sunt fericit că sunt sănătos. Că pot încă lucra, că pot încă să mai fac show-uri. Cine mă cheamă, cine nu. Nu e greu ca în 10 ani sacul să nu-și găsească peticul? E, asta cu peticul și câte petice mai am depus la sac. Multe. Multe petice mai am. Nu e grea singurătatea? Nu. Cred că m-am obișnuit. Cred. Nu știu ce să zic. Știi cum, fiind un pic diferit, hai să zicem, de alți oameni, fără să vrei, te retragi undeva în locul tău, ca să nu deranjezi sau să nu arunce lumea cu pietre în tine. Și bănuiesc că asta m-a călit mult și nu mi se pare greu acum să fiu singur. Nu că vreau să fiu singur, dar de la o vârstă oricum îți alegi prietenii și oamenii de lângă tine să te înțeleagă sau să fie ca tine sau... Și în singurătatea ta spui că ți-e mai bine așa? Da, singur. Singur că n-am o relație, dar singur nu sunt. Și totuși mai crezi în iubire? Nu. De ce? Pentru că nu mai cred. Sunt lucruri care te-au făcut să nu mai crezi în ea? Da, am suferit. Eu am suferit mult din iubire. Ceea ce e dureros. De ce ai suferit? Cred că mai mult m-a durut suferința de iubire decât pierderea tatălui meu. De ce spui asta?
Pentru că a fost altă durere, nu știu cum să-ți spun. Nu că nu mi-a părut rău că a murit tata, mi-a părut rău, dar ăsta e cursul vieții și nu poți să oprești un om să nu moară. Înțelegi că nu suntem veșnici pe planeta asta. Dar spune... eu așa am simțit durerea mai tare de iubire decât... Dar vezi tu că suferința din iubire e diferită pentru este noi. Este diferită, clar e dureroasă. Dar cum a fost suferința ta din iubire? Pentru că sunt diferite. Fiecare suferind deci diferit. Deci eu am avut 95 de kg și am ajuns la 70. Atât de mult am suferit. De ce? Pentru că n-am mai putut să mănânc. M-am închis în mine, am început să alerg, să fac sport, mergeam la muncă, făceam treaba de zi cu zi, dar suferința exista. Eram conștient că ea se va termina la un moment dat. Dar ca oameni n-am acceptat-o mai greu un pic. Și de atunci am mai avut relații, dar nu atât de lungi, 7 ani a durat. Și am mai avut relații, dar nu, n-am mai putut încerca, o asociam cu aia, nu, a fost greu, foarte greu a fost. Și la cum te-ai vindecat? M-am vindecat, dar nu mai cred în iubire. Ce planuri ai de viitor, în afară de faptul că vrei să te muți în altă țară? Îmi doresc o căsuță din lemn, pe o bucată de pământ... Așa mă văd la bătrânețe. Cu și sigur va veni. Cu spectacolele? Spectacolele sunt cluburi care mă cheamă. De exemplu, anul trecut am avut la Snagov, la un restaurant pe lac. În fiecare sâmbătă eram entertainment și când am și o piesă. Și a fost chiar foarte frumos, chiar plăcut. Știu și distram lumea, chiar lumea s-a simțit bine. Știu că la un moment dat erați un grup? Da, am fost o trupă. Am fost. Nu mai există trupa? Nu mai există oamenii. Un coleg mi-a murit. S-a murit un coleg? Da. La 53 de ani, cu care am făcut multe spectacole și multe turnee. Ce s-a întâmplat cu el? A avut cancer la colon. Și s-a pierdut, așa, într-un an s-a dus. Și a mai rămas decât eu, un coleg care e la Sfântul Gheorghe și restul s-au pierdut pe drum. Și practic ai rămas doar... Și practic am rămas doar eu, cum au spus unii astăvară, că uite, Rasti e scos de la naftalină. A fost foarte frumos, mi-a plăcut. Mi-ai promis la final că o să-mi spui care e diferența între drag, pentru că toată lumea acum se uită pe Netflix la da. Drag Race da. Și la travesti. RuPaul. La da. RuPaul Drag Race. Da. Care este diferența între drag race și, între drag și travesti? Păi acolo deja este o industrie la drag. Okay. De costume, haine. Deci de acolo te transform. Din punctul meu de vedere, nu mai un travesti. La travestism mai dai seama că e băiat sau nu e băiat. Dar la drag deja te duci direct spre femeie, spre... Și ăla de fapt e și un spectacol, în sensul adevărat al cuvântului. Există și niște spectacole, concurs de fapt de drag queen, care sunt superbe, spectaculoase. Se bagă niște bani în costume, e superb. Pe când travestiu? Pe când travestiu e un pic mai domol, așa, mai cum îl făcea Demrădulescu, să zicem așa. Adică un bărbat se îmbracă într-o femeie. Punct. Mulțumim din suflet. Lecția de astăzi este că trebuie să trăim nu pentru poimâine, nu peste 10 ani. Trebuie să trăim fix pentru mâine. Mâine e cel mai important. Dacă suntem fericiți pentru ziua de mâine, e mai mult decât suficient. Vă mulțumesc că a stat în oglindă.